Deci, bună ziua, stimată audiență. Mă numesc Dumitru, fac parte din echipa, sunt negator numărul 3 și voi pune câteva întrebări pentru a elucida cazul. Ai adus foarte mult statistică, unde arăți că persistă sărăcia. Dar care e legătura cu violența? Am văzut doar o dovadă în care a arătat Revoluția Tudor Vladimirescu. Care la fel, care foarte mulți cauze în care încă istorici la care lucrează. Am dat multe statistici și mai erau statistici care n-am dovedit să audiez despre că Mexicul este o țară săracă. Acolo a fost... Mi-a stat foarte mult statistică, a dat că persistă sărăcia. Persistă sărăcia. Dar care are legătură cu violența? Desigur, deoarece este un foarte mare procentaj de violență în lume. Ok, mersi frumos. Ce înțelegeți prin termenul violență psihologică? Violență psihologică? Da. Afectarea unei persoane psihologică, adică apăsarea asupra psihologiei acestei persoane cu anumite vorbe, fapte care nu ating fizic această persoană. Ok, mersi frumos. Enumerăm câteva cauze ale violenței în afară de sărăcie. Câteva cauze, adică nu majore. Ești documentat, eu sunt sigur că ești documentat. Care sunt cauzele violenței? Desigur, am și procentaj. Enumerăm singurele, adică fără să te uiți, adică ce știi tu? Nu sunt probleme. Deci, ar fi undeva și narcomania. Desigur, și alcoolismul tot ar fi în parțial. Ok, adică doar aici tu consideri că acestea sunt cauze violenței. Ok, mersi frumos. Cum explici afirmația lui Aristotel, care afirma că toate cauzele infracțiunilor pot fi reduse sau la deprinderi și gusturi ce contravin rațiunii sau la pasiuni care întunecă? Cum o explici? Cum o înțelegi? Păi cred că acum dăm întrebări asupra temei mele, nu ce eu cred asupra unei expresii. Aceasta este, de fapt, și baza care cumva... Eu doar menționez ceva. Întrebările, Fulger, sunt pentru a limpezi criteriul. Văd că încercați să evitați răspunsul. Ok. Eu spun regulă. Cum explici că, paralel cu ridicarea nivelului de trai a întregii populații, rata infracțiunii nu scade și se află în creștere continuă și accelerat. De exemplu, luăm statul SUA. Da, este foarte dezvoltat, top 7 țări de lume. Foarte înalt. Ești de acord că aici persistă foarte multă infracțiune? Persistă, desigur. În orice stat, cât de el de dezvoltat n-ar fi, persistă violență. Deoarece nu întregul stat este dezvoltat. Sunt traiane mai puțin dezvoltate. Regiune, adică. Tu ai afirmat că tu răscolați Tudor Vladimirescu din 1821, are la bază sărăcia. Ești sigur că este singurul factor care este la bază acesta? Singurul factor principal. Bine, mersi frumos. Bună ziua, sunt Tatiana și sunt negatorul numărul 1. Și am menirea să-mi prezince echipa, Eugen negatorul numărul 2 și Dumitru negatorul numărul 3. Eu nu sunt de acord cu termenul cheie violență. Violența, pornind de la etimologia cuvântului, constatăm că verbul violare înseamnă a profana, a transgresa, adică a depăși limitele impuse de lege. În dicționare, cuvântul violență trimite la ceea ce se efectuează cu o forță intensă, brutal, adesea ori destructivă, la abuzul de forță pentru a constrânge pe cineva la ceva. Etimologia latină și greacă a cuvântului violență vine în sprijinul celor care, după exemplu, câtorva biologi și psihologi, estimează că violența este o dată substanțială vieții și naturii biologice umane, în sensul aproape instinctiv de dorința de putere și dorința de a trăi. Potrivit tezelui lui Freud, asupra frustrării s-a constatat că violența este totdeauna urmarea unei frustrări și ca o frustrare antrenează totdeauna un comportament violent. Criteriul echipei noastre este sărăcia, nu este izvorul principal al violenței. Eu nu sunt de acord cu argumentul echipei oponente că sărăcia economică reprezintă violarea tuturor drepturilor oamenilor. De fapt, sărăcia nu este un scop, anume ca a combate că este ea o ramură a violenței. Toți suntem violenți, fiecare sunt și eu și tu, fiecare dintre noi a fost violent o viață întreagă. Sărăcia economică reprezintă și o metodă în care toată populația de pe glob s-a pus un pic pe gândit. Adică este situat într-o situație în care toți au devenit mai atenți, mai gânditori la viitorul lor. Contraargument numărul 1. Cea mai frecventă și mai periculoasă formă de violență este violența de familie. Toate cuplurile tind spre o căsătorie fericită, dar diferența de caractere, gelozia, neînțelegeri mărunte, provoacă o serie de probleme care se rezolvă uneori prin cooperarea membrilor de familie. Cedare, răbdare, înțelegere.
datorită ajutorului rudelor, prietenilor. În cele mai multe familii, din păcate, problema se rezolvă pe cale violentă. Abuzul din partea unui soț este o crimă atât în familiile sărace, cât și cele bogate. De obicei, soții violenți sunt dependenți de alcool sau de droguri și au nevoie de servicii medicale. Specialiștii remarcă faptul că în majoritatea cazurilor femeile recurg la umor ca reacție de autoapărare sau pentru că ajung la disperare din cauza bețiilor interminabile, bătăilor, abuzării copiilor. Printre victimele violente domestice se numără multe femei tinere, soții sau prietene ale noilor oameni bogați, care aflându-se în condiții dificile în business și manevrând între businessul legal și ilegal, își descarcă stresurile și frustrările pe soții. E clar că la baza violenței se află starea societății în care trăim, unde există inegalități și ierarhii, șefi și subalterni, bogați și săraci, puternici și slabi, adulți și copii. Pornind de la aceasta, societatea consideră că cei puternici pot și trebuie să aplice forța, că există dreptul celui mai puternic la violență. Dreptul celui puternic stă la baza oricărei violențe, însă aceasta nu oferă o explicație clară de ce victimele ale violenței în familie devin în special femeile și fetele. Investigația arată că mulți bărbați își bat sistematic femeile și de fiecare dată bătăile sunt tot mai crunte. În realitate, infractorii își pierd controlul ca rezultat al dereglărilor psihice sau psihologice. Cazele care provoacă violența nu au un motiv concret. În majoritatea cazurilor este alcoolismul, o altă cauză poate fi sentimentul de superioritate fizică și morală a bărbatului față de femei, caracterul agresiv și gelozia. Violența este un inerent la om. Homo homini lupus, spune un vechi proverb latin și de aici pornește totul, căci omul a exploatat omul dintotdeauna. O lume a sclaviei, violența a fost considerată ca o manifestare a forței. Omul este un tiran pentru el însuși. El se tiranizează prin false credințe, superstiții, mituri, spaime de tot felul, invidie, amor propriu, resentiment. Amorul propriu morbid exercită cea mai cuplită tiranie. Așadar, folosirea violenței este adresa o sursă de mândrie și o apărare de onoare, mai ales în rândul bărbaților care cred că violența definește bărbăția. Ca dovadă pot aduce articolul din revista Post, numărul 42-43, august-septembrie 2006, site-ul rostonline.org, unde se arată că violența a fost programată și victimele ei de Ramona Suciu. Și altă dovadă este declarațiile lui James Gilligan asupra violenței postate și site-ul wikipedia.org. În concluzie pot să spun că violența este inerentă la om, ea se evidențiază într-o măsură mai mare la o anumită categorie de oameni, special bărbații. Din cauza principală fiind codul genetic, caracterul omului, sunt oameni care sunt predispuși la violență, vampirii energetici, care capătă plăcerea la vărsare de sânge, lacrimi. Sărăcia nu este izvorul principal al violenței. Violența rezidă în caracterul omului, este ceva inerent la om, specific anumitor categorii de oameni, la care se manifestă. Fiind în exces, îi duce până la infracțiuni, acte de violență. Violența are cauze mult mai profunde, complicate, controversate.